obiectivul pe care vi l-ați propus pentru perioada viitoare? Principalul obiectiv și primul pe lista noastră este apa. Apa pentru că oamenii fără apă nu pot trăi. Și din păcate, în anul 2020 să nu ai apă e un lucru grav. Pe urmă avem asfaltare, să tenem canalizarea să funcționeze și avem multe în plan. Dar astea, eu zic că sunt prioritare, pe lângă multe alte care se vor face la noi în comună. Ce v-a determinat să vă doriți să deveniți primar al comunei Alport? Situația. Nu mi-a plăcut deloc situația actuală. Eu am o mică afacere aici în comună, îmi merge bine, dar am zis că tot m-am stabilit aici să fac ceva și pentru locuitorii acestei comune.